Cei 5 studenți au câștigat premiul pentru spirit antreprenorial la concursul Ecotrofilia Europe în Germania. Pastele făcute din carne au fost numite Mitatelli. Pastele noastre conțin un conținut ridicat de proteină și scăzut de carbohidrați, iar din punct de vedere nutritivo-dietetic este de o calitate superioară. A fost o experiență copleșitor de frumoasă, cu multe emoții, dar toate constructive. Eram conștient că o să câștigăm un premiu, dar în momentul în care am aflat, a fost tot surprinzător. Pastele sunt făcute în proporție de 65% din carne, la care se adaugă griș, supă de oase și condimente, plus pudra de sfeclă roșie, care dă culoarea preparatului. Noi ne dorim să ajungem la consumatorul final prin distribuirea acestui produs în magazinul nostru specializat din cadrul Universității de la Iași, acolo unde va fi pus în vânzare. În viitor ne dorim să distribuim acest produs și în supermarketuri. O caserolă de un sfert de kilogram de paste din carne va costa 20 de lei. Premiul obținut de România a fost premiul pentru produsul din punct de vedere antreprenorial care a reprezentat toate dezideratele și toate caracteristicile pentru această clasificare, un produs care intră într-o optimizare corectă tehnologică, economică. La concursul din Germania au participat echipe din 14 țări europene. You must meet it, Mitatelli!